Am dormit super bine în acest loc și a fost foarte, foarte curat. Fără furnici? Fără furnici, fără țânțari. Am avut țânțari. Nu prea sunt țânțari în Vientiane. Am avut și plasa asta de țânțari. La Sushi Osaka se poate scoate cripto doar cu 3% comision. Orice fel de cripto. Check this out. Se poate plăti și cu cripto, dacă mănânci ceva. Ne gândim să facem un trip doar cu cripto. Porumbul fiert. Porumbul fiert. Să luăm doi? Putem, putem. Da? 10 minute, cred că. Dimineață. Doar 30 eurocenți. Am pornit spre Vang Vieng. Laos are, Vientiane are foarte multă arhitectură colonială franceză. Când au fost francezii în secolul 19 pe aici. Ce este mișto la acest oraș, că este foarte, foarte curat. Nu prea vezi foarte multe gunoaie pe jos. Și am umblat în mai multe zone, adică și în zone de lux și în zone mai puțin de lux. Wow, ce avem în față! Ne îndreptăm spre stația de bus a localnicilor, bineînțeles, ca să ajungem mai ieftin. Unii sunt cu cafea, noi suntem cu porumbul. La prima oră. Wow! Ce frumusețe în față. Dagoba, pagodă, cum se numește aici? Dagoba, cred. Este una în centru pe care n-am fost încă să o vedem, dar o să o vedem la întoarcere. Este acoperită cu aur. Asta este acoperită de natură din fața noastră. Poate scrie ceva în engleză, dar nu prea cred. Ba da, scrie. Scrie? Vientiane Capital Implemental Electricity Department. Aha. Un coș de gunoi, să aruncăm porumbul. Foarte frumos. Centru istoric. Centru istoric, da. Vientiane Capitala datează din anul 1000. Stupa se numește în Laos. Stupa. Nici pagodă, nici dacopă. Sunt foarte chill oamenii aici, nici nu fac prea multă gălăgie în trafic. Nu claxonul ăsta, ai observat? Da, și sunt foarte puține tuk-tukuri în comparație cu Cambodgia, țara vecină. Sau cu Vietnam. Sau, mamă, Vietnam e haos. Astea sunt mașinile. Vang Vieng, să vedem acum. Nu scrie nimic în engleză. Nici ieri, dar abia n-am înțeles ce scrie, da? Dar și unde e? În față. Asta de aici sunt. Asta sunt. Aha, deja sunt oamenii. Poate avem noroc. Asta e primii. Primii. Cu mașina localnicilor.
două baghete cu legume de dimineață. Baghetele care sunt la modă. Fang Vien, cred că scrie sus aici. Pregătiți de 130 de km. În această formulă, cea mai ieftină. Ne-am păcălit cu minibusul, nu ne-a dus în Van Vieng, ne-a dus la Central Station. Și am mai dat și 2 euro. Van Vieng, 110.000. Minibusul se ia de la nord. Bus terminal. Bus terminal. Sunt cam 12 km, nu? De unde eram noi. Da, 8 km. Uf, și am dat pentru 8 km 2 euro. Am ajuns foarte rapid. O oră jumate sau cât am făcut? De la 12 până la 11, nu? O oră jumate. Super. 100 de kilometri. Am mers pe autostradă, am ajuns în Van Vieng. Miroase bine și am zis să ne oprim să luăm o gustare. Am învățat și cum se zice bună ziua. Sabadi, bună ziua. Cam orice meniu 2 euro. Apoi voi. Meniu de azi, shrimps, creveți cu legume, ciorbica și ciuperci cu seafood. Ce bine arată. Totul pentru 4 euro. Creveți cu ghimbir și legume. Bun venit în Van Vieng. Acesta este locul înconjurat de munți. Principala activitate este pe apă. Sau cu balonul. Sutica și-ai dat cu balonul. Asta dacă nu vrei să ții un bilet de avion către altă destinație. Frații, am început să folosim mai mult Agoda pentru că în Asia este mult mai ok decât Booking și sunt mai multe cazări pe Agoda. Am găsit o cazare fix cu vedere la munte cu 10 euro pe noapte. Iar pe Booking era vreo 13 euro. 14 chiar. 14, da, aceeași cazare. Fix în față este hotelul. Fix în față la hotelul ăsta. Monster. E 5 stele. Riverside. Aceasta este camera pentru 10 euro. Te cam arde la schimbul valutar. Mi-a ors cu 2 dolari. Prețurile sunt în dolari pe Agoda. Era mai mare prețul decât în euro. Adică practic erau 20 de dolari și calculau 20 de euro. Până la urmă prețul cazării a fost de 9 euro. Ne păcălise omul cu 2 euro. La schimb valutar și ce mai făcuse el pe acolo. Practic ne calcula dolarul mai mare ca euro. Și zicea el, domne, păi scrie în dolari. Și am arătat, nu, noi avem în euro, în aplicație. Și ne-a dat înapoi acum 2 dolari jumate.
trebuie să fiți super atenți în Laos aici, că oamenii și azi la fel cu busul cer mai mult, trebuie să fii atent cu banii. Asta dacă nu vrei să te arzi și nu vrei să arunci cu ei în stânga, în dreapta, aiurea. Riverside. Oricum, ți-a zis că nu, nu s-a mai întâmplat niciodată. Da, și după aia am văzut comenturile pe Booking. Hai să mergem peste river. Am întrebat cât costă să închiriezi un caiac. Două persoane, 5 km, 300.000. 300.000, 5 km, a? Să te faci flașcă, am văzut că bă, era flașcă băiatul ăla. Ce mică e apa! Mică apa, nu? Cam da, mică, mică. Locuri de mâncat. Loc de stat la gustări. Ne-am băgat la un traseu către un viewpoint. Am mers câțiva kilometri pe jos și căutăm un loc de unde putem să vedem apusul. Încetăm tăia acest pom. Wow. Poate că ne întoarcem în strada blocată. E aici, e aici, dreapta sau stânga? Cred că dreapta. Drept. Da, drept. Mergem de ceva timp și n-am dat de niciun viewpoint. Nici de oameni. Toți închiriază scutere și merg cu scuter. Nu mai merge nimeni pe jos. Toată lumea cu scuterul, cu mașina, cu tuk-tuk-ul. Nu mai vrea să facă nimeni un traseu. Urs, urs, te aducă până jos. Ai urcat, ai coborât repede câteva fotografii și asta a fost. Nu mai vrea lumea să facă mișcare. Muntele s-a transformat în loc de mers cu scuterul. Ia! 50 de cenți urcarea pe acest munte. A venit un cetățean și ne-a cerut ca atât de intrarea 10 minute de om, adică undeva la mai puțin de 1 euro două persoane. Se urcă. Nimeni nu urcă, băi. Nici nu cobor. Prin zona asta vor fi bombele explodate, dacă te bagi așa. Aoleu, cred că... Se urcă, dragi prieteni, o glumă. Asta e primul view. Primul mic viewpoint. Până nu vor mai o grămadă. Ce-am urcat?
O adevărată drumeție. Cel mai dur de urcat munte până la viewpoint. N-am dat de niciun om. S-a urcat, dragi prieteni, uitați aici ce. S-a urcat să vedem asta. Asta e viewpoint-ul. În vârful junglei. Acesta este viewpoint-ul. Cam așa, flașca să mergem pielea goală. De urcat am urcat, coborâre mai nasoală pentru că sunt frunzele astea și se alunecă pe ele. Multe pietre sunt acoperite de frunze și trebuie coborât foarte încet. Ne-am cocoțat, nu glumă, avem de coborât o grămadă. Ce senzație e când mergi pe acești munți, cred că pentru unii oameni încă este o traumă să audă avioane deasupra, pentru că în perioada bombardamentelor se aruncau foarte multe bombe și era un mare haos. Mai exact, una la 9 minute. Una la 8 minute. O bombă la 8 minute. Deja se simte așa o mică greutate a locului. Parcă dacă te gândești, cum stăm noi acum în jungla asta și te gândești, aolo, bombe, 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 fugi, nici nu știi unde să fugi, unde să te ascunzi, te bați sub pietre. Asta este viewpoint-ul, dragi prieteni, pentru care am urcat o grămadă de timp. Dar a meritat. Am scos orezul din noi. Am scos orezul din noi chiar. Și fructele de mare. Cloc sau cilin, ce-o fi asta? Sabade! Uite fructele, bă! Mică! Sabade! de pași, 14 km, 13 km, 36. Ne-am întors în oraș! La night market, în fiecare loc este cât un night market. Aici la modă sunt tricourile cu baloane. Exact. Berlao sau birlao. Birlao, cum să se tricou cu berea birlao? Poate o costumație tradițională. Sau o sacoșă? Sau o sacoșă, da, pare drăguță, cu la 100 de mână. Cât e? Cam așa. 70.000
Decent. Decent. Și cu nasturel se prinde. Poate trebuie să luăm una. Arată prea frumos, nu? Ceva dulce. Boaie de banană. Pâine cu cocos. Mhm. Pâine? Nu. Pâine cu cocos. Oh. 5 de uscă pe nele. N-am oprit de mijloc, o străză. Am salvat o sacoșă lucrată manual. Doar cu 2 euro și 10 cenți. Sau 20 de cenți. Ce frumos, da. Panda. N-am putut să nu ne obținem și să terminăm seara cu un green curry cu tofu. Foarte ieftin aici, 2 dolari în Laos față de Cambodgia. Cambodgia, 3,50 dolari acolo. 3,50, da?